Ziua a început pe Valea Prahovei cu aglomerație în trafic la intrarea în stațiuni, dar odată scăpați din coloanele rutiere, turiștii s-au declarat fericiți pe pârtii. Vacanța durează doar o săptămână, așa că toți copiii veniți la munte au profitat la maxim de fiecare minut și de zăpadă. E foarte frumos, mai ales că a început să ningă. Ați profitat și de începutul de vacanță? Sigur, mai ales. Mie, câți ani ai? 5 ani. Și ce ai făcut-o astăzi pe pârtie? M-am dat cu schiurile. Și te-ai descurcat? Da. Cum e în tabără? Foarte frumos. În seara aceasta o să avem discotecă. În prima zi de vacanță a fost foarte frumos. Pentru că am stat cu copiii și pentru că stau cu familia. Pârtiile sunt în condiții excelente. Numai bune să-și primească micii schiori. Așteptăm un număr foarte mare de copii. Școlile deschide din stațiunea Bușteni sunt pregătite. Noi, cei de aici, suntem pregătiți, pensiunile și ele sunt pregătite, așa că vă așteptăm în număr cât mai mare. Pentru o tabără de schi, părinții scot din buzunar între 1300 de lei și 1500 de lei, iar în acest tarif este inclusă cazarea, lecțiile pe pârtie, echipamentul și 3 mese pe zi. Cei care vor doar câteva ore de inițiere pentru prichindeilor plătesc între 80 de lei și 120 de lei pe ședință, iar echipamentul îl închiriază separat de la centrele de profil. Deja a început să vină lumea la centrul de închiriere, a început vacanța. Da, a început vacanța. Un echipament de schi pentru copil este 20 de lei pentru toată ziua, pentru adult este 25 de lei și un echipament pentru snowboard este 30 de lei. Cum sunt echipamentele? Păi avem echipamente noi, aduse recent și sunt foarte bune pentru... Așteptăm aici, la pârtie, nu știu. Văd că deja a început și lumea să vină. Bineînțeles, da. Puteți vedea. Da, exact. Temperaturile neobișnuite ridicate pentru această perioadă la munte nu au topit stratul de nea care încă mai reziste soarelui, stratul de omăt măsurând astfel peste 30 de centimetri, numai bun pentru practicarea sporturilor de iarnă.